Inspectoratul pentru situații de urgență Sălaj propune locuitorilor județului anumite măsuri de prevenire a incendiilor de vegetație și a celor de miriști, acestea fiind adesea o consecință a caniculei. Arderea miriștilor se face cu respectarea următoarelor măsuri: condiții meteorologice fără vânt, parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare prin fâșii arate, izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricolor vecine, instalații, fond forestieri prin executarea de fâșii arate, desfășurarea arderii numai pe timp de zi, asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii, asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare, asigurarea în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare a unui plug, a unei cisterne cu apă și a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire. Arderea miriștilor, a resturilor vegetale și a vegetației uscate, fără respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se sancționează cu amendă contravențională între 1.000 și 2.500 de lei.